E un meci foarte greu, un meci în care, din discuțiile mele cu jucătorii, n-aveam decât varianta victoriei. A venit destul de greu, dar e bine că a venit. În primul rând, pentru moralul nostru, cu punctul cucerit la Galați, unde și acolo, dacă eram puțin mai atenți, puteam să câștigăm, a urmat această victorie, care spun eu că e binevenită, pentru că ne scoate un pic din subsolul clasamentului, unde eram pe ultimul loc. Am făcut 5 puncte, e destul de bine, să zic. Poate că nu e bine, dar e mai bine decât cu 2, nu? Le-am spus că la meciurile directe între noi și echipele cu care ne batem, Iașiul, Viitorul, Chiajna, eu știu care sunt acolo și care se luptă ca și noi pentru supraviețuire, este necesar să câștigăm. Nu ne putem permite să pierdem niciun punct acasă. Am avut în prima repriză 4-5 situații când puteam să încheiem meciul. Din păcate, iar ratăm. Am avut și puțină șansă că a scos Dorca vreo 2 mingi pentru că au avut și ei. Dar eu zic că a meritat victoria. A fost una muncită și una, cred eu, normală după ceea ce s-a întâmplat în teren. Dacă vreți să mă mai întrebați ceva, întrebați. Golul lui Bratu este discutabil. Se spune că a fost din offside. Poate să spună că e după lună. A fost gol. Mai contează. Și pentru noi ce a fost când ne-au egalat din... Dar eu m-am uitat la Tezor acolo, nu pare offside. Nu pare offside pentru că centrarea vine... M-am uitat când a plecat centrarea și cum a plecat Baratul. Eu zic că nu a fost, asta e părerea mea. E bine pentru el, mă bucur că a reușit să marcheze. Sper să o facă și în alte partide. Avea nevoie de un gol pentru că lumea deja a început să-l apostrofeze. Și nu era bine deloc. Purtuiuș de data asta nu mai m-a salvat, a avut 3 situații clare și n-a reușit, dar e un jucător pe care ne bazăm, un jucător care oricând l-am folosit și a făcut datoria.